Sunt chestiuni foarte, foarte importante, pe lângă celelalte pe care o să vi le spună toți colegii mei despre statutul egal pe care fermierii români trebuie să-l aibă în fața fermierului francez sau în fața fermierului italian. Fermierul român care, uite, dau un exemplu, cultivă sau crește niște bivolițe, ar trebui să aibă și el șanse egale, să aibă o producție de mozzarella, dau un exemplu, în Transilvania. Nu e cazul acum, pentru că odată subvenția noastră este mai mică, a noastră, a românilor, a fermierilor români este mai mică decât subvenția occidentalilor, și doi, avem realmente mecanisme de blocare a producției agricole românești când vine vorba de marile lanțuri de distribuire a acestor produse sau de vânzare. Dau un ultim exemplu, de la magiunul de topoloveni până la înghețata produsă de niște bravi antreprenori români din Teleorman, constatăm că tot mai multe produse românești sunt scoase de pe raft. De pe raftul unor, nu dau nume, unor lanțuri comerciale care se află pe teritoriul României. Și atunci, întrebarea este, sunt eu român străin în țara mea?